Pe aceia care aveți cu voi scripturile, vă rog să le deschideți împreună cu mine la 2 Cronici, capitolul 34, pagina biblică 483. Și vă încurajez să vă aduceți cu voi scripturile la adunare. 2 Cronici, capitolul 34, citesc de la versetul 14, pagina biblică 483. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea și Șafan a dus împăratului cartea. Și când a dat socoteală împăratului, a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au dus stămâi altor dumnezei, mânăindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis, să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au dus împăratului răspunsul acesta: amin. Vă rog să vă reașezați. Eram invitat să predic undeva Evanghelia și la un moment dat un frate din spatele meu, înainte să încep mesajul Evangheliei, îi spune altuia de lângă el: frate, dă-mi puțin Biblia ta să citești ceva. Nu și-a dus Biblia cu el la adunare. La care fratele zice: măi frate, sincer să fiu cu tine, n-am adus-o astăzi, zice. Apoi știi ce? Dacă toată săptămâna n-am citit-o, după ce să o mai aduc duminica cu mine? Și am stat și m-am gândit, de ce oare nu citim Scriptura? Care sunt motivele pentru care noi astăzi nu ne mai facem timp să citim Biblia? Probabil cei mai mulți dintre noi citim Biblia și la un moment dat ajungem să ne plictisim. Mi-aduc aminte tot așa de un frate care mi-a spus că atunci când nu poate să doarmă, el citește Biblia și de îndată frate Dan zice: mă prind de ațipit-o. De ce oamenii se plictisesc având în mână cuvântul lui Dumnezeu? De ce oamenii ațipesc în timp ce citesc cuvântul lui Dumnezeu? De ce oamenii lecturează Scriptura și se plictisesc cum se plictisesc de o carte oarecare? De ce oamenii citesc Scriptura atunci când o citesc și nu se întâmplă nimic marcant în viața lor? De ce Biblia pentru cei mai mulți oameni a ajuns o simplă lectură? Este adevărat, când te uiți la o carte care are 1223 de pagini, te cuprinde puțin așa o descurajare sfântă. Parcă ți este greu să o citești, mai ales dacă nu ești obișnuit foarte bine cu cititul. Parcă te descurajezi și să o citești. E o carte care a fost scrisă undeva la, știu eu, 1000 de ani, a fost scrisă amus 2000 de ani, s-a încheiat ultima carte din Scriptură, cumva o carte învechită,
Totuși, de ce să citești Biblia? De ce să-ți faci un obicei sfânt din a citi Biblia? Și cum să faci această carte? Cum să o citești? Ca să nu devină doar o carte oarecare, ci să devină ceea ce este în realitate pentru tine, cartea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când citești Scriptura, deschizi Biblia să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți. Vă aduceți aminte de momentul în care Moise își paște oile, de fapt oile lui socru-su, merge puțin mai departe și la un moment dat aude ceva ciudat, se întoarce și când se uită în spate, ce să vezi? O tufă care arde, dar ciudat, nu se mistuie, era ceva contrar legii naturii, trebuia să se mistuie. Și aude o voce, Moise, Moise, dezleagă-ți cureaua încălțămintelor, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și Moise a înțeles că acolo de față era prezent Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Cei mai mulți oameni astăzi nu mai vin cu Biblia la adunare, nu le mai citesc acasă, le tratează superficial, le ignoră totalmente pentru că nu le mai vorbește Dumnezeu prin cuvânt. Și de ce nu le mai vorbește Dumnezeu prin Biblie? De ce nu-ți mai vorbește Dumnezeu prin Biblie? De ce nu se întâmplă ceva puternic în viața ta și în viața mea când citim Biblia? Răspunsul scriptural din această dimineață este că de multe ori noi citim Biblia într-un mod nepotrivit. De aici s-a născut gândul de a vă aduce un mesaj și de a aduce un mesaj pentru noi în dimineața aceasta, pe care l-am intitulat Cum să citești Biblia ca să-ți vorbească Dumnezeu? Cum să citești Biblia pentru ca să-ți vorbească Dumnezeu? Și vreau să subliniez în ziua aceasta trei lucruri pe care trebuie să le faci, pe care trebuie să le fac ca să ne vorbească Dumnezeu atunci când citim Biblia. Primul lucru pe care trebuie să-l faci și pe care trebuie să-l fac pentru a ne vorbi Dumnezeu prin Biblie, prin Scriptură, este să o scoatem dintre lucrurile banale pentru a-i descoperi importanța. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, pe care trebuie să-l fac ca să ne vorbească Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, este să o scoți dintre lucrurile banale, plicticoase, obișnuite, cotidiene, ca să-i vezi cât de importantă este cartea aceasta, ca să-i recâștigi sau să-ți recâștigi sentimentul importanței acestei cărți. Să vezi că această carte este o carte importantă. Este o vorbă și psihologii confirmă lucrul acesta că obișnuința naște indiferență. Cu cât un om ți este mai de departe, cu atât vezi mai extraordinar. Cu cât se apropie de tine, cu atât ai vezi mai mult slăbiciunile. Cu atât te plictisești mai mult de el, cu atât te dezguși de el. Iubiții mei, la fel este și cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are slăbiciuni. Dar cu cât ne apropiem de Dumnezeu, intrăm în proximitatea lui Dumnezeu, cu atât începem să persiflăm tot ce înseamnă sfânt, tot ce înseamnă spiritual. Și cu cât tratăm cu mai puțină importanță considerație cuvântul lui Dumnezeu, cu cât îl banalizăm mai mult, cu atât acest cuvânt nu va mai marca viața noastră. Dumnezeu nu ne va mai putea vorbi prin Biblie. Ca să-ți vorbească Dumnezeu prin cuvânt, prin Scriptură, este foarte important, în primul rând, să o scoți dintre lucrurile banale pentru a-i descoperi importanța. Știți unde a fost cartea legii găsită? E adevărat, în casa lui Dumnezeu. Dar a fost găsită în visteria templului. Dom'le, acolo se adunau arginții, se aduna aurul, se aduceau banii la casa lui Dumnezeu. Nu era o carte foarte importantă pentru oamenii vremii. A fost cumva pusă deoparte. Iubiții mei, când Biblia pentru noi este doar o carte din biblioteca noastră, doar o carte pe care o mai lecturăm când avem noi timp, doar o carte pe care o mai citim așa câteva versete seara înainte să ne punem să ne culcăm, sau dimineața așa pe grabă, spunea un frate că, frate zice, eu mă plictisesc de Biblie, o mai citesc câte puțin, așa zice, pe metro spre lucru, nu prea am timp de Biblie, mai citesc, mai frunzăresc așa, dar nu prea pot să spun că petrec prea mult timp cu Domnul. Și zic, mă, problema ta este următoarea. Tu când citești Biblia, te uiți să vezi și unde trebuie să cobori, te uiți și cine mai urcă în metro și cum să-ți vorbească Dumnezeu când atenția ta e foarte distribuită. Nu se poate, în general, să ai atenție distribuită. Asta au fost câteva excepții, poate Cezar, poate Napoleon, care au putut să facă mai multe lucruri în același timp. Dar, în general, fiecare om poate să facă un lucru bine numai dacă se concentrează pe lucrul respectiv. Marea lui problemă și a recunoscut faptul că se plictisea de Biblie pentru că el se uita, ba în Scriptură citea câte un verset, ba se uita să vadă cine urcă în metro, ba se uita să vadă unde trebuie să coboare. Dacă noi citim Scriptura pe mașină, nu-i rău că învățăm cuvântul, dar cum îți poate vorbi Dumnezeu? Doamne, îți dau un minut, hai, vorbește repede. Până se face verde, eu citesc din Biblie. Până trebuie să duc pruncii, pruncii deja au gențile în spate, până atunci să-mi înnec eu așa o leacă amaru, citesc un verset din Biblie, să-mi înnec conștiința, citesc două, trei versete pe fugă, pruncii ziceam, hai tată, că întârziem la școală, tu stai că mai am un verset. Nu poate Dumnezeu să ne vorbească așa. Când Biblia este pusă la un loc cu toate celelalte cărți din biblioteca noastră, când Biblia este la fel de importantă ca și alți importanți scriitori din viața noastră, când Biblia este la fel de importantă sau mai puțin importantă decât banii noștri, decât mașina noastră, decât lucrurile din viața noastră, frații mei, Dumnezeu nu ne poate vorbi prin Biblie. Ca să ne poată Dumnezeu vorbi prin această carte, trebuie să vedem din nou cât de importantă este. Cartea aceasta este cartea lui Dumnezeu. Pentru Șafan, cartea aceasta era o
carte. Pentru Hilchia, marele preot, era cartea Domnului. Pentru împăratul Iosia, care este un om spiritual, este cartea legământului. Vreau să te întreb, ce este pentru tine Biblia? Cum citești Biblia? Scribii evrei, de exemplu, când ajungeau la numele lui Dumnezeu, pentru că traduceau textele și le copiau, spune istoria ebraică, de fiecare dată se spăla pe mâini. Cu atât respect îl tratau pe Dumnezeu și Scriptura. Cred că au fost anumite chestiuni exagerate, dar noi suntem în cealaltă extremă. Iei Scriptura, o trântești, citești Scriptura cum ai citit o revistă oarecare, cum să-ți vorbească Dumnezeu? Cum să auzi glasul lui Dumnezeu prin Scriptură când nu o creditezi cu valoarea pe care Dumnezeu a încredințat-o? Iubiții mei, e nevoie de un spațiu potrivit. Găsește-ți un spațiu potrivit atunci când citești Scriptura. Este nevoie de un timp potrivit și suficient ca să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți. Este nevoie de o atenție concentrată. Este un mit, este o fabulă, este o prostie că poți să citești Biblia în timp ce te uiți pe Facebook, în timp ce citești știrile, în timp ce răspunzi la un telefon. De asta, iubiții mei, citim și parcă nu se leagă nimic de noi. Nu-L auzim pe Dumnezeu, pentru că noi citim Biblia printre celelalte lucruri. Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu prin Biblie, dragul meu, scoate dintre lucrurile banale ca să-și recâștige importanța, ca să aibă importanța pe care i-a dat-o Dumnezeu atunci când i-a dăruit-o, când a scris-o. Cum să citești Biblia ca să-ți vorbească Dumnezeu? În primul rând, scoate-o dintre lucrurile banale ca să-ți poată vorbi Dumnezeu, pentru a-i redescoperi importanța. 1 Samuel, capitolul 3, spune Scriptura că micuțul Samuel încă nu-L cunoștea pe Domnul, slujea pe acolo pe la casa Domnului și într-o noapte aude un glas: Samuele, Samuele. Se ridică și se duce la Eli și spune: da, Eli, m-ai chemat. Nu te-am chemat, băiete, du-te și te culcă. Când ești în vârstă și dormi greu, mai vine unul, te și trezește și ispitește. Du-te, mă, și te culcă, mă, băiete. Se duce să pune, să culce, nu bine, se culcă. Samuel, din nou se aude glasul Domnului: Samuele, Samuele. Se trezește, iară ispită. Ce să vezi, se duce direct la Eli: Eli, m-ai chemat. Nu te-am chemat, Samuele. Du-te și vezi tu de treaba ta. Dă-mi pace. Du-te și te culcă unde am chemat, dragă. Se pune, se culcă. Din nou vine glasul și spune: Samuele, Samuele. Și el se trezește, se duce la Eli și spune: da, m-ai chemat. Eli, care este marele preot, are sensibilitate spirituală și zice: auzi, du-te și te culcă. Și dacă va veni Domnul la tine ca dățile trecute, să spui: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și spune Scriptura că exact așa se și întâmplă. Samuel aude glasul lui Dumnezeu și în momentul în care aude glasul Domnului, zice: vorbește, căci robul tău ascultă. Până atunci a vorbit Dumnezeu, dar nu l-a auzit pe Dumnezeu vorbindu-i. Dumnezeu vorbește întotdeauna prin Scriptură. Problema este la tine și la mine, nu putem să-L auzim până când nu spunem: Doamne, mă opresc din toate și robul tău ascultă. Citești despre iertare și nu poți să ierți pe cineva, te macină în iertarea. Și ce se întâmplă? Citești cuvântul Domnului despre iertare. Citești despre bârfă și știi că ai probleme spirituale cu bârfa și totuși nimic nu te pătrunde. Citești Biblia ca pe o revistă oarecare. Ce se întâmplă oare? Ești îngrijorat din calea afară, simți că nebunești, nu mai știi ce să faci cu viața ta, cu familia ta și Dumnezeu este Dumnezeul care îți vorbește prin Biblie și spune: nu te îngrijora și cu toate acestea nu se întâmplă nimic. Știți de ce? Pentru că, iubiții mei, noi nu suntem dispuși să ascultăm ce vrea să ne spună Domnul. Dumnezeu nu vorbește așa, nu știu, când omul nu-i dispus să asculte. Uitați-vă să vedeți, în general în Biblie, Dumnezeu vorbește oamenilor care sunt gata să asculte. Dacă vrei să îl auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți prin Biblie, prin Scriptură, când citești să-ți vorbească Dumnezeu prin Scriptură, dragul meu, scoate Biblia dintre lucrurile banale, scoate-o dintre celelalte lucruri, acordă-i un timp special, acordă-i un loc special, acordă-i o atenție serioasă, concentrează-te numai la ce citești și cu această atitudine: Doamne, citesc cuvântul Tău, vorbește-mi căci robul Tău ascultă, tot ce îmi spui sunt gata să fac, tot ce îmi spui sunt gata să îndeplinesc. Doamne, nu citesc doar să fiu informat, Doamne, citesc cuvântul ca să-mi vorbești, citesc cuvântul ca să mă transform, Doamne, citesc cuvântul înțelegând că în Scriptură ești Tu prezent, slăvit să-ți fie numele. Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu prin Biblie, să nu te mai plictisești când citești Biblia, să nu mai ca, să nu te mai joci pe telefon, să nu zici: mă, citesc numai să mă despovăresc sufletește. Dragul meu, scoate-o dintre lucrurile banale ca să vezi cât de importantă este. Pune preț pe Scriptură. Când citești Biblia, rezervă-ți un timp special, rezervă-ți un loc special și toată atenția ta să fie la cuvântul lui Dumnezeu. Ai timp după aceea de știri, ai timp după aceea de urgențe, ai timp după aceea de telefoane, ai timp după aceea să răspunzi, pune-ți telefonul pe silent, concentrează-te la Domnul și la cuvântul lui și Dumnezeu îți va vorbi. Cum să citești Biblia pentru ca să-ți vorbească Dumnezeu? În primul rând, scoate-o dintre lucrurile banale pentru a-i descoperi importanța. În al doilea rând, citește un context în care faci din Dumnezeu prioritatea ta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să-ți vorbească Dumnezeu prin Biblie este să faci din Dumnezeu prioritatea ta.
Uitați-vă la împăratul acesta, Iosia. El face din Dumnezeu prioritatea lui. Ajunge împărat la 8 ani. La 16 ani, spune Scriptura, Iosia îl caută pe Dumnezeu din toată inima lui. Iosia este preocupat de Dumnezeu, Iosia este un om spiritual. Apoi se apucă să curățească casa lui Dumnezeu de tot felul de altare închinate zeităților păgâne. Începe să scoată din Israel toate păcatele care îl îndepărtează pe Israel de Dumnezeu. Omul acesta face din Dumnezeul Israel prioritatea vieții lui. De aceea când Dumnezeu îi vorbește prin cartea legii, nu îi intră pe oreche și iese pe cealaltă, ci când Dumnezeu îi vorbește prin Scriptură, el îi sfâșie hainele și spune, am păcătuit, suntem greșiți, avem nevoie de iertare, avem nevoie să întrebăm pe Domnul ce se va întâmpla cu noi. Și spune Scriptura că i s-a mișcat inima, i s-a înduioșat inima. Iubiții mei, pentru că omul acesta a făcut din Dumnezeu prioritatea lui. Oamenii citesc Scriptura cum citesc mersul trenurilor sau o revistă oarecare sau carte oarecare, nu se întâmplă nimic. Pentru că atunci când citesc Scriptura, sunt preocupați ce mașină bună îmi cumpăr, cum rezolv problema de la serviciu. Pentru ei cel mai important sunt hainele, casele, mașinile, banii. Și atunci clar că nu l-auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți. Dumnezeu de fiecare dată se descopere potrivit Scripturilor oamenilor care îl prioritizează pe el. Nu v-ați întrebat niciodată de ce îi vorbește Dumnezeu și se descopere Mariei din Magdala și nu se descopere altor oameni. De ce Maria din Magdala? Pentru că Maria din Magdala a avut pe Iisus Hristos prioritatea vieții ei. Pentru că Maria din Magdala, când ceilalți stăteau ascunși, Maria din Magdala stă la mormânt și plânge și preocupată de trupul Iisus. Toți au nevoie de un Iisus viu, care să ierte, care să vindece, care să dea pâini și pești, să facă semne și minuni. Ea are nevoie chiar și de un trup mort. Ei pasă de Iisus, îl iubește cu adevărat pe Iisus. Hristos este prioritatea ei. Și de aceea Maria din Magdala este prima femeie, primul martor al învierii. Pentru că întotdeauna Iisus li se descoperă, le vorbește oamenilor care fac din el prioritatea vieții lor. I-a vorbit Dumnezeu prin profetul Ieremia, împăratului Ioachim. Mai erau câteva zile, câteva luni, câțiva ani și venea judecata lui Dumnezeu peste popor. Și spune Scriptura, când aude împăratul Ioachim cartea legii lui Dumnezeu, se enervează, se ridică în picioare, ia briceagul, taie cartea și o aruncă în foc. De ce? Pentru că inima lui n-a fost alipită de Dumnezeu. Câtă vreme inima ta nu va fi alipită pentru Domnul, nu va fi alipită de Dumnezeu, vei citi Biblia ca pe o carte oarecare, nimic marcant nu se va întâmpla. Nu-ți va putea Dumnezeu ierta păcatul, nu-ți va putea Dumnezeu da încurajare, nu te va scăpa Dumnezeu de dependențele tale, nu va putea Dumnezeu să transforme viața ta, pentru că tu nu-L pui pe Dumnezeu prioritatea avea. Dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu când îți vorbește prin Scriptură, dragul meu, citește-o în contextul în care faci din Dumnezeu prioritatea ta. Niciodată Dumnezeu nu acceptă să fie roata de rezervă a vieții noastre. Dacă vrem să ne vorbească Dumnezeu, este nevoie să faci din Dumnezeu prioritatea ta. Asta înseamnă ca de fiecare dată să faci din întâlnirea ta cu Dumnezeu o întâlnire specială. Zicea Dumnezeu la un moment dat despre oamenii din vechime, oameni buni, voi veniți să vă închinați mie cu niște jertfe pe care nu le-ați duce dregătorului vostru. Ia duceți jertfele acestea dregătorului să vedeți, v-ar primi el bine pe voi? Cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, auzi, nu te duci la autoritate statală în felul acesta, dar vii în fața mea? Iubiții mei, ca Dumnezeu să ne vorbească prin Biblie, ca Dumnezeu să marcheze viața noastră, să transforme viața noastră, să-L auzim pe Dumnezeu efectiv vorbindu-ne prin Biblie. Este foarte important să-L facem pe Domnul prioritatea vieții noastre. Dumnezeu să fie centrul vieții noastre. El să fie totul pentru noi, să ne pregătim pentru întâlnirea aceasta. Pregătește-te înainte de rugăciune, pregătește-te înainte de a citi cuvântul. E foarte important să-ți organizezi viața în jurul lui Dumnezeu. Spunea fratele Luci că Iisus Hristos și biserica și spiritualitatea n-ar trebui să fie ceva parte din angrenajul vieții noastre. De ce n-ai bucurie? De ce ești bătaie de joc a dependențelor și a vicilor? De ce n-ai pace și liniște sufletească? Pentru că Iisus e doar unul dintre ceilalți. Și niciodată El nu acceptă așa ceva. Că nu-i totul, Hristos pleacă și rămânem noi cu problemele noastre, îngrijorările noastre, bătăile noastre de cap, toate frământele noastre, rămânem noi cu păcatele noastre. Și atunci Hristos nu mai poate să intervină. Niciodată Hristos nu acceptă locul doi. Despre Caius Iulius Cezar se spune că la un moment dat zicea în felul următor, decât al doilea la Roma, mai bine primul în Galia. Vreau să te întreb, crezi că Hristos acceptă să fie al doilea, al treilea, al cincelea sau unul doar dintre ceilalți din inima ta? Dacă vrei să-ți vorbească Dumnezeu prin Biblie, fă din Dumnezeu prioritatea ta. Și mașina va fi binecuvântată, și apartamentul va fi binecuvântat. Când ai în casă un bărbat care face din Dumnezeu prioritatea lui, ascultă-mă, vei fi fericită.
Când ai o femeie care face din Dumnezeu prioritatea vieții ei, va fi o femeie supusă și ascultătoare, vei duce o viață bună. Când ai în casa ta niște prunci care fac din Dumnezeu prioritatea vieții lor, o vei duce bine. Când ai un șef care face din Dumnezeu prioritatea vieții lui, o vei duce bine la serviciu. Când ai pe cineva lângă tine care pune pe Dumnezeu pe primul loc, îl pune pe Domnul pe primul loc, lucrurile o să-ți meargă bine. Meciuri în familie, meciuri la lucru, meciuri între vecini, pentru că fiecare ne punem pe noi pe primul loc. Ne punem interesele noastre, problemele noastre. Iubiții mei, nu poate să ne vorbească Dumnezeu așa. Dumnezeu ne vorbește într-un mod puternic, prin Scriptură, și poți să spui, da, Dumnezeu îmi vorbește prin Biblie, în contextul în care faci din Dumnezeu prioritatea vieții tale. Să fii mai preocupat de Domnul decât de bunăstarea ta. Da? Spun unii, auzi, frate, dacă nu lupți pentru tine, cine o să lupte? Știi cine o să lupte pentru tine? Domnul, zice David, Dumnezeu care lucrează pentru mine. Uită-te să vezi la oamenii care ar pentru Domnul. Duc-i lipsă de ceva. Nu le poartă Domnul de grijă. Mă, au pacea Domnului în casa lor. Asta e cea mai mare binecuvântare. Se roagă și Dumnezeu le ascultă rugăciunea. Trec prin probleme, Dumnezeu nu-i lasă, Dumnezeu îi lângă ei și mânghe, Dumnezeu îi ajută. Pe ce pune-i binecuvântarea? Dumnezeu pune binecuvântarea. Pe ce pune-i mâna? Dumnezeu pune binecuvântarea. Așa lucrează Domnul. Uită-te să vezi. Toți oamenii care are pentru Domnul. Dar zici, bă, noi avem ispita aceasta să calculăm viața pe distanțe scurte. Viața trebuie luată în ansamblu. Toți avem momente grele. Toți avem încercări, dar diferența este cu un om care arde pentru Domnul. Dumnezeu va lucra pentru el. David este preocupat să facă casa lui Dumnezeu, nu-i preocupat de alte chestii. Mă, David, dar tu nu ești preocupat de ce se întâmplă cu averile tale după ce... Lasă că le poartă Domnul de grijă. El zice, eu sunt preocupat să se facă o casă frumoasă pentru Domnul. Și strânge aur și argint și îl învață pe fiul său cum să zidească casa și dă planul și am stat cu Domnul în părtășie. Ăsta e planul. Da. Uitați-vă, vedeți cum i-a purtat Dumnezeu de grijă lui David și îl amintește în Scriptură. Și Dumnezeu i-a dat un fiu înțelept pe scaun de domnie a lui Israel. Cum să îți vorbească Dumnezeu prin Biblie? Cum să citești Biblia ca să-ți vorbească Dumnezeu? În al doilea rând, citește un contextul în care faci din Dumnezeu prioritatea ta. Dostoevski toată viața lui a avut probleme cu jocurile de noroc. Dar într-o zi se întâlnește cu Domnul și viața lui începe să se schimbe. Toate romanele lui sunt marcate în mod special de pilda fiului risipitor, pentru că el a spus, eu însumi sunt fiul risipitor. Și este bolnav, este pe patul morții și o cheamă pe una dintre fetele lui, o cheamă pe fiică sa și zice în felul următor, care avea grijă de el, și zice, auzi, citește-mi din Biblie, citește-mi din Biblie, ce să-ți citesc, tată? Și zice, citește-mi din Biblie pilda fiului risipitor, că e cuvântul prin care Iisus a atins de mine, prin care Iisus Hristos m-a iertat, prin care Iisus Hristos m-a răscumpărat, prin care Iisus Hristos a schimbat viața mea. Și a citit, și așa și-a liniștit sufletul înainte de moarte, citindu-o din Biblie. Și a murit cu Scriptura pe masă, a murit citindu-i se din Scriptură. Știți ce mi se pare foarte interesant? Omul acesta, la un moment dat, într-un roman de-a lui, într-o lucrare de-a lui, spunea în felul următor, dacă cineva mi-ar dovedi că Iisus Hristos este în afara adevărului și a fi real că adevărul este în afara lui Hristos, ceea ce este o absurditate. Dar el merge până la capătul absurdului. Aș prefera să rămân cu Hristos decât cu adevărul. Asta înseamnă prioritate. Ești mai important, Doamne, decât banii mei. Când dai bani, când nu-mi dai, eu mă închin ție, eu ar pentru tine. Când dai binecuvântări, Doamne, când nu-mi dai, că o să stau toată viața în chirie sau vei avea o casă frumoasă, Doamne, Tu ești pentru mine pe primul loc. Că am sănătate, că sunt plin de boli și neputințe, Doamne, Tu ești pentru mine pe primul loc. Indiferent cum mi-am merge, Doamne, Tu ești pentru mine pe primul loc. Nu-i ceva de genul, auzi, Dumnezeu undeva la marginea vieții noastre. Copiii noștri au nevoie de părinți care să-și trăiască pocăința, să fie integri, să fie dedicați lui Dumnezeu. Pruncii noștri ne imită comportamentul. Nu există lucru mai puternic să-ți înveți copilul decât să fii tu omul lui Dumnezeu la tine acasă. În biserică toți suntem grozavi. La tine acasă se vede cum vorbești, cum te porți cu nevastă ta, cum te porți cu bărbatul, cum te porți cu pruncii tăi, cum te porți când greșești, să recunoști că ai greșit sau nu recunoști. Ce se întâmplă? Pruncii noștri au nevoie de oameni a lui Dumnezeu la ei acasă. Nu există lucru mai important decât să fii omul lui Dumnezeu la tine acasă, că îți duci pruncii fie în cer, fie bagi în iad. Să ne ajute Dumnezeu să citim Biblia ca oameni care îl avem pe Dumnezeu prioritatea vieții noastre. Pruncii noștri trebuie să înțeleagă că banii sunt importanți, dar nu sunt cei mai importanți. Educația este importantă, asta socială, dar nu e cea mai importantă. Educația credinței este mai importantă. Și după credință, cel mai important este educația. Bun înțeles. Pruncii noștri au nevoie să înțeleagă că Dumnezeu și tot ce înseamnă spiritualitate trebuie să fie în centrul vieții noastre. Și apoi, în funcție de asta, concediile, mașinile, casele și celelalte, Dumnezeu pe primul loc. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu prin Biblie atunci când o citești? Scoate-o dintre lucrurile banale pentru a-i descoperi importanța. 2. Citește un context în care faci din Dumnezeu prioritatea ta. 3. Citește-o nu doar pentru a fi informat, ci pentru a fi transformat.
Citește-o nu doar pentru a fi informat, ci pentru a fi transformat. Zice Scriptura că Șafan a luat cartea și în Cartea Împăraților ni se spune, episodul acesta ne este relatat și acolo, și ni se spune că a citit cartea. Normal, secretarul împăratului trebuie să citească să fie informat. Cei mai mulți oameni astăzi citesc Scriptura ca să fie informat. Mi-aduc aminte de unul dintre profesorii mei de filozofie de la institut, profesorul Cazan, fusese și profesorul lui Adrian Năstase, era un top de o cultură, de o cultură fantastică, un mare filozof al României, și profesorul Cazan spunea în felul următor: nu poți să fii un om isteț cult dacă nu cunoști Biblia. Este cea mai citită, cea mai importantă carte din istoria culturii. Mulți oameni citesc Biblia ca să știe versete pe de rost. Și foarte bine să știm versete pe de rost, dar nu e suficient. Noi trebuie să citim Biblia ca să ne lăsăm viața schimbată și transformată. Nu să fim informați. Informația este bună, este importantă, dar nu e suficientă. Informația nu te poate schimba. Citește Biblia pentru a fi transformat. Iosia, când citește cartea legii, îți sfâșie hainele. Realizează că Israel este pe un drum greșit, că vine judecata lui Dumnezeu și se pocăiește. Și Dumnezeu are milă de popor și Dumnezeu amână judecata. Iubiții mei, e foarte important să citim Biblia pentru a fi informați. Domnul să ne ajute la acest lucru pe fiecare dintre noi. Citește Biblia nu doar pentru a fi informat, ci pentru a fi transformat. Domnul să ne ajute la aceasta. Am avut un examen la un moment dat, nu eram la institut, la o altă școală teologică pe care am făcut-o și unul dintre colegii mei, din proximitate, copia de numa-numa. Așa de frumos copia de numa-numa. La un moment dat, profesorul se uită, omul avea o vârstă. Nu eram chiar de o vârstă cu noi, era mai în vârstă ca noi. Putea fi aproape tată, nu chiar tată, dar aproape tată. S-a uitat profesorul la el, el era mai tânăr, profesorul ca și studentul. S-a uitat la el, avea nicio treabă, copia încă se uita așa frumos, relaxat. S-a uită iară la el, el se uită la profesor, zâmbește și scrie. Când profesorul se face că nu e atent, iară să... Și mai ales că era o școală tot din zona asta teologică, îi zice la un moment dat, nu mai poate, zice: mă, dar păi chiar am o fața mea, copiezi? Tu, zice, nu, eu avea o anumită funcție eclesială, zice, tu copiezi, zice? Tu le spui la alții, mă, să nu fure, mă, și tu copiezi? La care zice slujitorul acesta, era de altă confesiune, zice: domn profesor, uneori se mai aplică vorba, fă ce zice popa, nu ce zice, ce face popa. Câți oameni astăzi nu merg pe principiul acesta? Mă, noi știm ce ar trebui să facem. Dacă stai de vorbă cu fiecare dintre cei care trăiesc în țara asta, care vin la biserică, la noi sau în altă parte, îți vor spune tot felul de chestii, cum trebuie să faci. Uite, așa trebuie să vorbești, așa trebuie să gândești, așa trebuie să te porți. Știți care este marea noastră problemă? Câteodată știm ce trebuie să facem, dar nu facem. Și de ce am ajuns noi în situația aceasta? Pentru că atunci când citim Biblia, iubiții mei, nu începem de fiecare dată cu rugăciune. Se întâmplă uneori să citești Biblia doar ca să fii informat și nu transformat, pentru că nu începi de fiecare dată Biblia cu rugăciune. Și dintr-o dată, lectura aceea este o lectură oarecare, se pierde dimensiunea spiritualului. Spunea Iorga la un moment dat, românii l-au închis pe Dumnezeu în biserică, adică în clădirea bisericii, ca să poată să facă ce vor ei. Marea problemă este că astăzi atât de mult ne-am laicizat încât iei Biblia ca pe o carte oarecare, că îți place, că așa, dar nu e o chestiune care te marchează, care schimbă viața ta. Pentru că tratăm Biblia ca pe o carte oarecare, ca pe o carte laică, schimbă lucrurile. Când pui mâna pe Scriptură, începe cu rugăciune. Spune: Doamne, stau în fața Ta, citesc cuvântul, vorbește-mi prin cuvânt. E foarte important apoi, nu doar să începi cu rugăciune, să-ți examinezi viața. Vorba aceea, să vorbească despre evrei, despre greci, despre romani, că noi nu avem treabă cu ei, nu suntem noi acolo. Dar dacă citești despre iertare, iartă și tu. Dacă citești despre minciună, nu mai minți, examinează-ți viața. Doamne, eu cum stau cu minciună? Adică nu citesc, mă, o mințit ăla, uite, rău făcut. Nu, zi, Doamne, eu am mințit astăzi. Eu când m-am trezit din pat, uite, ăla e nemulțumit, Doamne. Sau David zice: te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Eu când m-am trezit, Doamne, am avut 2-3 minute să-ți dau laudă că sunt o făptură așa de minunată. Când auzi despre faptul că unitatea este bună, biserica, familia are nevoie de unitate, te-ai gândit? Da, bun. Eu cum contribui la unitatea bisericii și a familiei mele? Când citește acolo că prin faptul că ucenicii se iubesc unii pe ceilalți, vor cunoaște toți ceilalți că sunt ucenicii lui Hristos. Te-ai cercetat pe tine însuți, pe tine însăți. Eu cum iubesc pe frații mei, surorile mele din adunare? Când citești că cineva a fost așa de egoist de numai din Scriptură, te cercetezi, te examinezi pe tine însuți, pe tine însă, să vezi dacă nu cumva și tu ești egoist? Bă, cineva e așa de nervos, Moise a fost așa de nervos că a luat tablele legii și le-a trântit de piciorul muntelui.
Mă, nervos a fost Moise, trebuie să fii mai blând. Oare n-ar fi cazul să spui, Doamne, oare nu cumva eu sunt nervos? Am trântit ușa în fața nevestei, m-am scăpat, am zis vorbe la supărare în fața pruncilor. Când citesc că Iisus Hristos este lumina lumii și noi suntem chemați să fim lumini în această lume, oare eu mă examinez pe mine? Între vecinii mei eu îmi trăiesc pocăința, între colegii mei îmi trăiesc pocăința. Începe să citești Biblia ca să fii transformat cu rugăciune, să-L chem pe Domnul, să fii conștient că stai în fața lui Dumnezeu. Creștin înseamnă să stai și să trăiești în fața lui Dumnezeu, să ai conștiința acestui lucru, să conștientizezi acest lucru. Examinează-te atunci când citești Biblia, nu citi doar să ai informație, examinează-te. Și încă ceva, acționează imediat. Cei mai mulți dintre noi zicem, da, trebuie să facem lucrurile acestea și le vom face cândva, dar lăsăm să treacă vremea. Dragul meu, ca Dumnezeu să-ți vorbească prin Biblie și Biblia să te transforme, să te scape de viciile tale, de patimile tale, de îngrijorările tale, de nervii tăi, de supărarea ta, de depresia ta, de anxietatea ta, să-ți dea sens existențial. E foarte important să citești Biblia nu doar pentru a fi informat, ci pentru a fi transformat. Cum să citești Biblia pentru ca să-ți vorbească Dumnezeu? În primul rând, scoate-o dintre lucrurile banale pentru a-i descoperi importanța. 2. Citește-o în contextul în care faci din Dumnezeu prioritatea ta. 3. Citește-o nu doar pentru a fi informat, ci pentru a fi transformat. La 8 ani ajungi împărat. La 16 ani îl cauți pe Domnul cu pocăință, cu dedicare. La 16 ani, un punct de 16 ani, ce știe asta? A fost un om extraordinar care a rămas pe pagina Scripturilor. Se apucă și face curățenie în casa lui Dumnezeu, arde, trăiește pentru Domnul și Dumnezeu îl binecuvântează. Și așa pocăință ca în vremea lui nu a fost de pe vremea împăratului David, pentru că omul acesta a citit Biblia ca să-i vorbească Dumnezeu, scoțându-o dintre lucrurile banale, punându-l pe Dumnezeu centrul vieții lui și citindu-o nu ca să fie informat, ci ca să fie transformat. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu prin Biblie? Vrei să simți prezența lui Dumnezeu? Vrei să simți atingerea, puterea lui Dumnezeu, transformarea lui Dumnezeu? Citește-o ca și Iosia și viața ta se va schimba. Nick Vujicic, probabil toți ați auzit despre el, s-a născut în condiții foarte dramatice. Fără mâini, fără picioare. A dus pe lume de mama lui, nu știa ce se va întâmpla copilul acesta, dar Dumnezeu a lucrat pentru el. Însă înainte să ia Dumnezeu povara aceasta sufletească și să scape de anxietate, de depresie, de lipsă de sens existențial, s-a confruntat cu tot felul de gânduri, de sinucidere, de singurătate, depresie foarte mare, lipsă de sens existențial. Ce viață să poți să ai într-o lume a competiției și a concurenței, într-o lume în care fiecare luptă dârs pentru el și interesele lui, fără mâini, fără picioare, ce poți să fii? Când cele mai urâte gânduri veneau într-o noapte în minte, băiatul acesta a deschis Biblia și a citit Psalmul 139. Și la un moment dat a ajuns acolo, cercetează-mă Dumnezeule, vezi starea, cunoaște-mă, vezi pe ce cale sunt. Dar înainte să ajungă la acel text, acel Dumnezeu care cunoaște toate detaliile și nu te poți ascunde nicăieri de El, spunea, te laud, Doamne, spunea David lucrul acesta, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile tale și ce bine vede sufletul meu lucrurile acestea. Când eram doar un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta, Doamne, erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite. Dintr-o dată, zice Nick, acel cuvânt a devenit cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Mă gândeam la sinucidere, eram cuprins de depresie, de angoasă. Ce viitor să ai? Fără mâini, fără picioare, fără nicio perspectivă. Ce viitor? Dar Dumnezeul meu mi-a vorbit prin cuvânt, prin Biblie și viața mea s-a schimbat. A fost noaptea în care mi-am predat viața lui Dumnezeu definitiv. A fost viața în care Dumnezeu m-a ajutat să-mi depășesc toate stările acelea grele. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc că și eu sunt o făptură minunată. Chiar că mi-este greu să admit acest lucru, pentru că n-am mâini și picioare. Și îți mulțumesc că Tu ai planuri minunate pentru viața mea. A fost momentul în care am depășit drama vieții mele. Astăzi, acest predicator creștin, acest speaker motivațional, vorbește în fața milioane și milioane de oameni. Unii îl numesc cel mai mare speaker motivațional. Este o minune a lui Dumnezeu. Călătorește în toată lumea și vorbește despre speranță, despre putere, despre credință, că Dumnezeu poate să-ți dea viitor, că poți să găsești sens existențial care dacă totul
spune că nu se poate așa ceva. Este un om aproape normal ca noi. L-a ajutat Dumnezeu, ai putea spune, nu se poate așa ceva. Și-a făcut și familie, are și copii, îi merge bine financiar, toate îi merg bine. Pentru că a înțeles un lucru foarte important. Dumnezeu niciodată nu greșește. Noi de multe ori credem că Domnul greșește, dar El niciodată nu greșește. Problema este perspectiva de unde te uiți. Dacă te uiți la Dumnezeu și la cuvântul Lui, dintr-o perspectivă absolut obișnuită, banală, așa va fi Dumnezeu pentru tine. Biblia va fi o carte oarecare, încă un Schopenhauer, încă un Heidegger, încă un Dostoevski sau Tolstoi, încă o carte de lectură. Dacă spui, este cartea lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, e cea mai importantă. Și când o citesc, îmi fac timp, sunt totalmente concentrat la ce citesc și mi-aleg un loc în care să fiu eu cu Domnul, să-L pot auzi pe Dumnezeu vorbind. Când Dumnezeu este doar unul din viața ta, nimic nu se va întâmpla în viața ta, vei citi Biblia ca pe o carte oarecare. Dacă vei spune, Doamne, Tu ești ținta vieții mele, Tu ești bucuria vieții mele, Tu ești centrul vieții mele, nu nevasta, nu bărbatul, nu pruncii, nu business-ul, nu lucru, nu profesia, Tu, Doamne, ești centrul vieții mele. Și vei vedea că Dumnezeu îți va vorbi și totul se va schimba. Când vei spune, Doamne, mă apropiu de cartea aceasta și nu vreau să o citesc ca pe o carte oarecare, nu vreau doar ca mare informație, vreau să mă transformi. Și eu ca Samson am luptele mele spirituale, mai scap de ele. Doamne, vorbește-mi, vorbește și transformă-mă. Doamne, scuprins de îngrijorare, de depresie, de angoasă, n-am sens existențial. Doamne, vorbește-mi prin cuvânt și Dumnezeu îți va vorbi. Și Dumnezeu îți va da pace și liniște și îți va da linie clară în viață. Biblia este cartea lui Dumnezeu. Dar pentru cei mai mulți este o simplă carte, ca pentru Șafan. Pentru că este printre celelalte lucruri. Pentru că Dumnezeu este și El unul pe acolo. Pentru că citesc Biblia ca informare. Pentru alții este cartea lui Dumnezeu. Pentru că este centrul vieții lor. Pentru că Dumnezeu este prioritatea vieții lor. Și pentru că de fiecare dată când o citesc, zic, Doamne, aș vrea să-mi schimb viața. Vorbește-mi.